Bine ați venit și revenit aici în familiara sală Arsnova Centrului Cultural Pitești, unde instituția noastră marchează încă un eveniment cu totul special, dedicat tot Zilei Culturii Naționale, 170 de ani de la nașterea poetului Nepereche Mihai Eminescu, iar acest eveniment este datorat și organizat de scriitoarea, editorul, poeta, colaboratoarea noastră, doamna Mona Vulceanu. Mulțumiri doamnei Mona Vulceanu! Așa cum spuneam, o colaboratoare de bază a Centrului Cultural Pitești, derulează de an bun de zile aici Clubul Literar Artistic Mona Vulceanu, un proiect cultural educativ de impact pentru comunitatea piteșteană, răspunde cerințelor culturale ale dumneavoastră. Avem un public segmentat, atât scriitorii și condeierii consacrați, dar vin și debutanți și mai ales elevi cu aptitudini culturale, artistice, literare. De fiecare dată, la fiecare ediție, Clubul Literar Artistic Mona Vulceanu aduce pe scenă, aduce la rampă personalități culturale. De data aceasta, personalitățile sunt copiii dumneavoastră, sunt elevi de la unități partenere de învățământ din municipiul Pitești și, bineînțeles, sub îndrumarea profesoarei doctor în literatură, în filologie, Gabriela Georgescu, ne va prezenta pe eroii de astăzi. Ei sunt foarte bine pregătiți. Iată că avem aici o pepinieră pentru formarea de noi talente, de noi condeieri, de copii și tineri care au aptitudini artistice. Mulțumiri doamnei Mona Vulceanu, mulțumiri invitatei speciale Gabriela Georgescu, mulțumiri tuturor participanților și colaboratorilor și cu siguranță mă veți ajuta să mai realizăm de aici încă un reportaj video de excepție pentru arhiva noastră video și a instituției noastre. Locul unde se organizează multe evenimente culturale, încât spunem că Piteștiul este un oraș în pas cu marile orașe ale țării. De curând, pot să spun că a fost un Eminescu al seniorilor și al profesioniștilor, ca să spun așa, aici la Centrul Cultural. Au fost invitați eminescologul Nicolae Georgescu, Augustin Doman a organizat această întrunire sub semnul lui Eminescu. De asemenea, s-au ținut conferințe la bibliotecă. Doctorul Dumitru Constantin Dulcan a ținut o interesantă conferință despre relația de iubire a Eminescu-Veronica Micle și atunci am gândit să încheiem luna ianuarie cu un Eminescu al juniorilor. Și iată-i pe acești juniori, juniori în clasa 5-a a colegiului Ice Brătianu din Pitești. Suntem aici mai mulți brătieniști. Eu, ca profesor de română al Colegiului Ice Brătianu, eminescolog și profesor Costache Lucian de la Colegiul Ice Brătianu, profesor dr. Gabriela Georgescu, iată că Brătianu îl serbează pe Eminescu astăzi aici, la Centrul Cultural. Vă mulțumesc mult celor care ne susțineți din sală, părinți, prieteni, scriitori, jurnaliști. Mă gândesc să începem momentul sub semnul Eminescului cu versurile poetului și vom ruga un poet piteștean, domnul doctor Constantin Teodor Craifaleanu, să ne recite, dacă mai ține minte din liceu, câteva versuri eminesciene. Sunt și eu printre juniori astăzi și mă simt foarte bine. Și am să vă spun două, trei poezii mai scurte, așa. Lacul. Lacul codrilor albastru, nu fer galben îl încarcă. Tresărind în cercuri albe, el cutremură o barcă.
Și o trec de-a lung pe maluri, parcă ascult și parcă aștept ea din trestii să răsară și să-mi cadă lin la piept. Să sărim în luntrea mică, îngânați de glas de ape și să scap din mână cârma și lopețile să-mi scape. Să plutim cuprinși de farmec sub lumina blândei lune, vântul întrestii lin foșnească, unduioasa apă sune. Dar nu vine, singuratic, în zadar suspin și sufăr, lângă lacul cel albastru încărcat de flori de nufăr. Știți, Sicopice era Eminescu, adică ardelean, muntean, moldovean. Ce era? Român. În afară de asta, da. El era moldovean. Așa, el era moldovean. Și vreau să vă spun o poezie în care el vorbește în moldovenește. De-or trece ani. De-or trece ani cum trecură, ea tot mai mult îmi va plăce, pentru că în toată ei făptură e un nu știu cum și un nu știu ce. M-a fermecat cu vreo scânteie din clipa în care ne văzum, deși nu e decât femeie, e totuși altfel, nu știu cum. De aceea una îmi place mie de ar vorbi, de ar tăce, dacă ar iei glas, e armonie, ieși în tăcere, nu știu ce. Astfel, robi de aceea jale, petrec mereu același drum. În taina farmecelor sale, un nu știu ce și un nu știu cum. Și am să închei cu La Steaua. La Steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum îndepărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Vă mulțumesc! Emoțiile sunt mari, sunt foarte mari și eu, din cauza emoției, cer iertare că n-am văzut în sală încă un brătienist. Este vorba de distinsa doamnă profesoară Oana Ieremia. Îi mulțumim pentru prezență și pentru susținere. Nu am invitat astăzi specialiști, filologi, să vorbească despre Eminescu. Totuși, ca să nu se supere doamna director că nu am folosit și un moment mai academic Eminescu, vreau să vă spun că în această carte a mea, Scrisori din Pont, unul din capitole îi este dedicat lui Eminescu. Un Eminescu altfel. Un Eminescu nu al textelor care se studiază în școală, ci un Eminescu al manuscriselor rămase sub titlul de Fragmentarium. Sunt acele caiete eminesciene, Fragmentarium, în care marele, cum să spun, că niciodată cuvintele nu ne ajung să-l definim pe Eminescu, pasionatul de cultură, Mihai Eminescu, își nota însemnări din lumea de cercetare și științifică, din universitățile de la Viena, de la Berlin, unde a studiat. Nu voi citi decât o singură pagină, pagina în care mă voi referi la câțiva cercetători contemporani ai lui Eminescu, dar și la imaginea lui din istoria lui George Călinescu. Ceea ce pot spune ca observație personală, cercetând corespondența poetului din perioada 1883-1889, este că observ o minte lucidă, exprimare corectă a unui spirit elegant și foarte cuprinzător, cu citate și nume reținute de o memorie precisă și cu o mare demnitate, exemplu în scrisoarea în care îl roagă pe Vlahuță să nu apeleze la chetă la mila publică pentru tratamentul său. Deci, ce a fost atunci?
asasinat politic cu bună știință, cu mercur sau boală ereditate, etc. Ca să fim drepți cu trecutul, trebuie să căutăm și punctul celălalt de vedere, al lui Eminescu. Are și el mândria lui, este și el oglindă pentru cei din jur. Ce spun gesturile lui, vorbele lui, atitudinea lui față de aceștia? Contextul cel puțin trebuie consultat pentru că trage semnale de alarmă puternice, cerând să ne trezim la adevăr. Este un fragment din cartea lui Nicolae Georgescu, Boala și moartea lui Eminescu. Dar despre Eminescu, deși despre Eminescu s-au scris mii de pagini și probabil că se vor mai scrie mii, dovada este recentul volum de 584 de pagini al profesorului Lucian Costache, care justifică astfel demersul său. Eminescu, cultivat tradițional, e dincolo de admirație. E o stare de religiozitate, un fel de zeu a cărui existență nu o pui la îndoială și nici nu o cercetezi. El este, pentru mulți, o credință. Și cum, pentru norocul nostru, domnul Lucian Costache se află chiar în sală, dânsul o să spună că acel volum pe care l-am notat eu în cartea mea nu este recentul său volum despre Eminescu. Domnul Lucian Costache, vreți să ne spuneți două cuvinte despre recentul dumneavoastră volum? Între timp, recentul volum a fost îmbogățit cu un volum și mai recent, care a apărut la Iași, volum foarte apreciat în critica literară, și domnul profesor și eminescolog Lucian Costache ne va spune două vorbe. Vă mulțumesc vouă pentru că sunteți prezenți pentru a-l sărbători pe Eminescu. Le mulțumesc părinților dumneavoastră, bunicilor, celor care vă însoțesc și vă încurajează să prețuiți limba română, să prețuiți literatura română, să-l prețuiți pe Eminescu, acesta fiind cel mai important reprezentant al gândirii românești profunde și înălțătoare. Am emoții de fiecare dată când sunt în fața unor elevi pe care nu-i cunosc, ca atunci când întâmpin elevi în prima oră de clasă, indiferent care ar fi clasa aceea, cu atât mai mult încât eu nu sunt obișnuit cu elevi de clasa a 5-a până la 8-a, sunt toată cariera mea, am predat numai la liceu, adică numai cu elevi mari sau la universitate. Vreau să aduc un omagiu profesorilor de la Colegiul Național Ion Cebrătianu, sunt și eu absolvent al acestui colegiu, am fost profesor la colegiu și trebuie să spun câteva nume. Nicolae Apostolescu, la începutul secolului 20, care scrie o istorie a literaturii, în care un capitol îl dedică lui Eminescu și de asemenea o carte apărută la Paris, la Sorbona, Eminescu și poeții francezi. De asemenea, profesorul Alexandru Nanu, au fost profesor la Colegiul Brătianu, există o întreagă tradiție a eminescologiei la Colegiul Brătianu, cu o carte excepțională, dincolo de alte articole, cărți publicate în presa vremii de dinainte de război, dar și după aceea, Eminescu și poeții francezi, scrisă tot în limba franceză și apărută de asemenea la Sorbona. De asemenea, îmi face plăcere să rostez numele fostului meu profesor de limba și literatura română de la Colegiul Brătianu, Nicolae Spinei, cu două cărți importante despre Eminescu. De asemenea, să spun un cuvânt de laudă pentru doamna profesoară Mona Vâlceanu, care nu numai în această carte, dar și în istoria literaturii române, o carte a domniei sale, are un capitol dedicat poeziei eminesciene. Sunt și alți eminescologi în Argeș, de care ne putem mândri, unii dintre cei mai mari contemporani, și anume profesorul Nicolae Georgescu, domnul profesor George Iene,
Mihai Gorcea, a fost profesor la Universitatea Pitești, Augustin Zene Pop, pe care probabil, de care unii dintre dumneavoastră probabil că au auzit. Permiteți-mi de asemenea să îi salut pe cei care îi cunosc, doamna doctor, doamna profesoară, tot absolventă de colegiu, doamna profesoară Ieremia, tot absolventă a Colegiului Național Ion C. Brătianu. Eminescu, într-o poezie mai puțin cunoscută, Cum negustorii din Constantinopol, ne cere un lucru extraordinar la care vă rog să meditați. Nu bani vă cer, ci vremea și auzul. Copii, citindu-l pe Eminescu, să îl prețuiți la adevărata lui valoare. Eu studiez Eminescu de 45 de ani, peste 45 de ani, nu mă satur să-l citesc, apar cărți foarte multe, bibliografia despre Eminescu cuprinde zeci de mii de cărți și de articole, îți trebuie o viață întreagă, dacă îl veți prețui, să așteptați să-l citiți și după aceea să scrieți. Poate că unul dintre voi va deveni un eminescolog, elev la Colegiul Național I.C. Brătianu. E greu să-l atingem pe Eminescu, dar măcar să scriem despre el. Vă invit să-l citiți, să-i citiți și proza, să-i citiți articolele de publicistică. Eminescu este cel mai mare jurnalist român al tuturor timpurilor, probabil că unul dintre cei mai mari gânditori ai istoriei și geografiei care ne înconjoară. Vă doresc să aveți succes la școală și să fiți sănătoși. Bună seara! Mulțumim frumos! Mulțumim domnilor de la Centrul Cultural pentru găzduire, mulțumim doamnei profesor Mona Vulceanu pentru invitație, mulțumim domnului profesor Lucian Costache. Când am venit profesor în Catedra de Limba și Literatura Română, domnul Lucian Costache mă învăța și încă mă învață, încă ascult cu dragoste sfaturile dumnealui. Ce facem noi astăzi? În primul rând, vă rog să ne iertați pentru decalaj, pentru întârziere, pentru că nu am putut face probă cu această sală și nu știam cum ne vom încadra. Emoții sunt, puișorii aceștia foarte frumoși, pe care i-am adus cu dragoste, să știți, au început să recepteze cu plăcere versurile liricii eminesciene și a trebuit să împărtășesc această bucurie cu dumneavoastră, pentru că merită. Mihai Eminescu este poetul tutelar al spiritualității românești și este cel care ne-a dezvăluit sensul frumosului și al iubirii, abordând temele fundamentale ale existenței noastre, condiția umană, timpul, istoria, iubirea, natura. Chiar din timpul vieții sale, contemporani, cum ar fi Titu Maiorescu sau Veronica Miclei, au intuit genialitatea. Aș vrea să recit o strofă scrisă de Veronica Miclei. Vârful înalt al piramidei, ochiul meu abia-l atinge. Lângă acest colos de piatră, vezi tu cât de mică sunt? Astfel tu, na cărui minte, universul se răsfrânge, al tău nume peste veacuri rămâneava pe pământ. Cui spunea? Chiar lui Mihai Eminescu, și chiar așa a fost, iată cum numele său peste veacuri rămâne pe pământ. De atunci neîncetat a fost apreciat și astăzi, iată, cea mai mică grupă la care predau, clasa a 5-a de la Colegiul Național Ion C. Brătianu, ne va încânta cu un medalion artistic. Sper să ne descurcăm, să nu fie foarte multe emoții. Aș vrea, în primul rând, deși ne iertați că stăm cumva cu spatele pentru că nu ne încadrăm foarte bine pe scenă, în primul rând aș vrea să ne prezentăm. Eu mă numesc Marin Olivia. Eu mă numesc Marin Mihai. Eu mă numesc Irmia Alexandra Lara. Eu mă numesc Ena Chirina. Eu mă numesc Teri Erica. Eu mă numesc Petriu Ionuț Rafael. Eu mă numesc Ilie Javier. Eu mă numesc Bădescu Maria. Eu mă numesc Luca Bogdan. Eu mă numesc Dumitrescu Andrei. Andrei mi-a zis, doamna profesoară,
Nu mai merge nimic din ce am repetat noi la clasă. N-are nimic, trebuie să fim spontani, să ne organizăm în mers. Eu mă numesc Mircea Jareș Daniel. Eu mă numesc Dinu Constantin Daniel Victor. Eu mă numesc Teodorescu Mara. Eu mă numesc Putanu Sara. Eu mă numesc Bucurdiana. Eu mă numesc Alinescu Laurențiu Dan. Eu mă numesc Axentă Lucian. Eu mă numesc Mihailescu Alex Teodor. Eu mă numesc Dumitru Diana Lorena. Eu mă numesc Irvasiu Gabriel. Eu mă numesc Andrei Nicol. Eu mă numesc Ionana. Eu mă numesc Crișan Maria. Eu mă numesc Filuță Rafael. Eu mă numesc Dumitra Chelisa Andreea. Eu mă numesc Ionescu Eliza. Am zis Lucian? Deja l-am prezentat pe Lucian. Olivia și Mihai și Lara, veniți, vă rog, ca să putem să pornim. Bună seara! Echipa mea, formată din Răduța Andrei, Petria Ștefan, Paraschiva Andrei și Cucianu David, a pregătit un scurt film cu ocazia împlinirii 170 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Sperăm să vă placă! Vreau să vă spun că au făcut singurei, n-am avut niciun fel de aport. Au spus, vrem să facem un film, ne pricepem, ne descurcăm și vedeți că le-a ieșit foarte, foarte bine și îi felicit încă o dată. Eminescu n-a existat.
A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptănată de crai și niște ape ca niște copaci curgători în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau, mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună, seara, în jurul focului, poezii, Miorița și Luceafărul și scrisoarea a treia. Dar, fiindcă auzeau mereu, lătrând la stâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu leșii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber, între două primejdii, acești oameni făceau din florele lor jgheaburi pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale, pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Și acest tânăr, cu ochii mari, cât istoria noastră, trecea bătut de gânduri, din cartea cirilică în cartea vieții, tot numărând plopii luminii, ai dreptății, ai iubirii, care îi ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți, care știau să le troienească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri care tot colindau pe deasupra lor ca luni și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu. Pentru că trebuiau să poarte un număr, de Marin Sorescu. Acum, Andrei... Între nouri și între mare zboară păsări călătoare. Cum nu pot și eu să zbor, să mă iau pe urma lor? Și departe de la maluri trec corăbii peste valuri, trec cu pânze lucitoare și se pierd în depărtare. Cum n-am aripi ca să zbor, să mă duc în urma lor? Că m-aș duce, tot m-aș duce, două să nu mă mai apuce. A fost peste nouri, peste mari. Acum Sara pe deal. Sara pe deal. Buciumul sună cu jale, turmele urc, stele le scapă în cale. Apele plâng, curgând, clar izvorând în fântâni, sub măsalcum, dragă, mă aștepți tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, ochii tăi mari caută în frunză cea rară. Stelele nasc umezi pe bolta senină, pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină. Sara pe deal, buciumul sună cu șale, turmele lor, stelele scapără în cale, apele cur, clar izvorând în fântâne, sub un salcâm, bun să cânt, dragă, mă aștepți tu pe mine. Sub un să cânt, dragă, mă aștepți tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, tăi mari caută-n frunza cea rară.
pe bolta senină. Pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de-i gânduri ție plină. Pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri ție plină. Alexandra este elevă la Colegiul Ion Cebrătianu, colegiul nostru, aș putea să-i spun, în clasa 11-a și ori de câte ori colegii ei mai mici vor avea nevoie de un ajutor, va fi lângă noi, ne-a ajutat deja de mai multe ori și la petrecerea noastră în așteptarea Crăciunului și îi mulțumim. Acum urmează Gabriel. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicelor bolți, ia pasul și-l îndreaptă, lângă fereastră unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări răsare și străluce, pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, îl vede mâini, astfel dorința-i gata, el ia privind de săptămâni, îi cade dragă fata. Cum ea pe coate-și răzima, astfel dorința-i visând alei tâmple, lui și inima și sufletul se umple. Și cât de viu se aprinde el în ori și care seară, spre umbra negrului castel, când ea o să-i apară. Plopii fără soț, adesea-am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des. O lume întreagă înțelegea, tu nu m-ai înțeles. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des. O lume întreagă înțelegea, tu nu m-ai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi-era de ajuns. Tu trebuia să te cuprinzi în acel farmec sfânt. Și noaptea candela s-a prins iubirii pe pământ. Tu trebuia să te cuprinzi în acel farmec sfânt. Și noaptea candela s-a prins iubirii pe pământ.
Vreme trece, vreme vine. Toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ce e val, cavalul trece, de te-ndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate, rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când șarte, vreme trece, vreme vine. Privitor, ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru. Totuși, tu ghici vei chipui și de plânge de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce a fost ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mișloaște se supun câte există și de mii de ani încoace, veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă, amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă. Tu rămâi la toate rece, de te-ndeamnă, de te cheamă, ce val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă, te întreabă și socoate, ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine. Acesta a fost micul nostru medalion literar. Nu ne-am permis să furăm foarte mult din orele de limba și literatura română și nici din timpul lor liber, pe de-o parte, și pe de altă parte este frumos să îi lăsăm să se dezvolte fără să-i prind în cutia și în constrângerile unui profesor rigid care decide să vă așezați așa, să recitați exact așa, să fiți așa, pentru că nu este viziunea mea asupra manierei de a le insufla dragostea de Eminescu. Avem un final, surpriză, și vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mulțumim pentru frumusețile astea pe care ni le-ți dăruiți. Într-o lume relativă, într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea, dorului de absolut. Dorului de absolut. El Moldovei e fiul. El Moldovei e fiul. Și Munteniei nepot. Și Munteniei nepot. L-am fiat întreg Ardealul. L-am fiat întreg Ardealul. Eminescu-i peste tot. Într-o lume relativă, într-o lume relativă, mai avem un nume sfânt. Mai avem un nume sfânt. Eminescu-i România. Eminescu-i România. Tăinuită în cuvânt. Tăinuită.